Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mulțimi și relația dintre un element și o mulțime. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Și cu colega lui Sara. Bună, Sara! Cei doi elevi vor să discute despre mulțimi și despre elementele care sunt în aceste mulțimi. Să facem următoarea aplicație și anume, scrieți mulțimea cifrelor pare. Notăm această mulțime cu A, cu majusculă. Scriem, mulțimea A va fi formată din elementele 0, 2, 4, 6 și 8, care sunt cifrele pare. Iată și soluția Sarei. Ea a scris mulțimea A folosind o diagramă Venn-Euler. Andrei se întreabă dacă 2 la puterea a doua, adică 2 ori 2 care este 4, este element din mulțimea A și observăm că într-adevăr 4 este element din această mulțime. Sara se întreabă dacă 4 la puterea a doua, adică 4 ori 4, 16, este element din mulțimea A. 16 este număr par, dar este mai mare decât 8. Avem și noțiunea de apartenență a unui element la o mulțime, și anume, dacă A este o mulțime și X este un element al său, spunem că elementul X aparține mulțimii A și scriem X aparține lui A. Dacă X-ul nu este element din mulțimea B, spunem că X nu aparține mulțimii B și scriem X, semnul de apartenență tăiat, mulțimii B. Deci avem mulțimea noastră a cifrelor pare. Putem să scriem că 2 la puterea a doua care este egal cu 4 aparține mulțimii A, pe când 4 la puterea a doua care este egal cu 16 nu aparține mulțimii A. Dar 3 plus 2 aparține mulțimii A. 3 plus 2 este egal cu 5, care este cifră impară, deci nu aparține mulțimii A, iar 2 ori 3 este egal cu 6, aparține mulțimii A. Da? 6 este element din mulțimea A. Scrieți mulțimea C formată din numerele impare mai mici decât 14. Deci știm că avem elemente în mulțimea C impare mai mici ca 14. Acestea sunt 1, 3, 5, 7, 9, 11 și 13. La punctul B trebuie să determinăm elementele X aparținând lui C cu proprietatea că 2 mai mic sau egal cu X mai mic sau egal cu 8. Deci elementele X din mulțimea C care aparțin mulțimii C cu proprietatea că X-ul este cuprins între 2 și 8, dar 2 și 8 sunt numere pare, în mulțimea C sunt numere impare, deci înseamnă că X-ul o să aparțină mulțimii formate cu elementele 3, 5 și 7. La punctul C aveam de determinat elementele Z aparținând lui C, cu proprietatea că Z este de forma 5n plus 2, unde n este un număr natural.
Deci dacă n este număr natural, atunci n poate să ia valorile 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Deci haideți să luăm pe n egal cu 0 și ce obținem? Z va fi de forma 5 ori 0 plus 2, 2 egal cu 2, dar observăm că 2 nu este element din mulțimea C. Pentru n egal cu 1, z-ul va fi de forma 5 ori 1 plus 2, 5 plus 2 egal cu 7, care este element din mulțimea C. Pentru n egal cu 2, z-ul este egal cu 5 ori 2 plus 2, 10 plus 2, 12, care iarăși nu este un număr din mulțimea C. Pentru n egal cu 3, z-ul va fi egal cu 5 ori 3 plus 2, 15 plus 2, 17, care iarăși nu este element din mulțimea C, este mai mare decât 13, deci 17 nu aparține mulțimii C. Deci singurul element care îndeplinește condițiile noastre este 7. Deci, z egal cu 7. De fapt, dacă z-ul este de forma 5n plus 2, înseamnă că este un multiplu de 5 plus 2, adică număr care împărțit la 5 ne dă restul 2. Singurul care îndeplinește această condiție din mulțimea C este 7. Iar la punctul D, să găsim elementele T aparținând mulțimii C cu condiția T să fie egal cu 2n plus 4. Dacă T aparține lui C, înseamnă că T va fi un număr impar. Toate elementele din mulțimea C sunt impare. T-ul trebuie să fie de forma, conform cerinței noastre, 2n plus 4. Dacă îl dăm pe 2 factor comun, obținem 2 pe lângă n plus 2. Deci înseamnă că T-ul se divide cu 2, adică este un număr par. Pe asta înseamnă că nu avem soluții. T-ul nu poate să fie în același timp și par și impar. Asta înseamnă că T aparține mulțimii vide, mulțimea fără niciun element. Vă propunem spre rezolvare următoarea aplicație. Să-i considerăm mulțimea A formată din elementele 2, 3, 4, 5 și 8. Stabiliți valoarea de adevăr a enunțurilor date mai jos. Vă mulțumim pentru ajutor și vă dorim succes în rezolvarea exercițiilor. La revedere!